Nat Albot vrea să devină deputat. Banii confiscați de la fiul lui Filat vor ajunge la oamenii cu dizabilități. Fotbaliștii moldoveni nu joacă fotbal, dar joacă la casele de pariuri. Conflictul între Israel și Palestina provoacă tot mai multe jertfe. În Rusia s-a produs un nou atac armat în școală, iar România a relaxat restricțiile legate de combaterea COVID. Bine v-am regăsit, eu sunt Dorin Galben și astăzi la Galben News analizez câteva dintre subiectele locale și internaționale care au atras atenția publică în ultima perioadă. Sunt multe de spus, așa că foc la ghete! Se zice că dacă vrei să afli adevărul despre tine, atunci implică-te în politică. Mi-am amintit de aceste vorbe văzând opiniile unora referitor la faptul că jurnalista Nata Albot candidează la funcția de deputată pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate. Nu înțeleg de ce s-au aprins cei care n-au fost și nici nu sunt susținătorii lui Dodon, Șor sau Plahotniuc. Anume ei, cât ar părea de straniu, sunt cei mai supărați pe Nata Albot și pe Andrei Bolocan, care de-a lungul anilor i-au criticat pe cei trei. Dacă vrei tare, poți găsi motive să o critici și pe Nata. Dar cu siguranță nu pentru că stă pe canapea într-o ipostază mai relaxantă sau pentru că are mulți copii și trebuie să-i hrănească. Noi ar fi bine să ne bucurăm când unii oameni activi și relevanți pe online decid să se implice în politică. E un act de curaj totuși. Din punctul meu de vedere, atât Nata cât și Andrei, fiind la mii de kilometri distanță, au făcut pentru această țară mai mult decât majoritatea politicienilor noștri. Nata Albot nu doar că a promovat imaginea Republicii Moldova în Canada și tradițiile noastre de acasă, ci și a contribuit la informarea cetățenilor și la revolta împotriva lui Plahotniuc și Dodon. Ei sunt printre puținii care l-au criticat pe Plahotniuc atunci când toți se temeau să facă asta. Da, putem spune că erau departe de țară și nu riscau nimic. Dar oricum, au reușit să deschidă ochii la un număr mare de oameni și asta e foarte bine. M-am amuzat copios văzând o nouă caricatură de-a lui Alex Bureț care arată ce gânduri au tinerii socialiști. Când Maia Sandu candida la funcția de președinte, ziceau că n-are țâțe și n-are copii. Acum deja despre Nata Albot zic inversul, că are țâțe și are tocmai 4 copii. Așa-i fără țât, zuc să crească țâțele. Habar n-am cum va fi Nata Albot dacă va ajunge deputat, pentru că este o vorbă. Dacă vrei să vezi adevărata fața omului, dă-i putere. Însă nu cred că ea își dorește să ajungă în Parlament pentru ca să fure sau să-și facă avere. Noi avem nevoie de femei în politică, mai ales de femei care au ce spune și au ce oferi. Plus, doar un om din diaspora înțelege cel mai bine cum trăiesc concetățenii noștri de peste hotare, de ce au nevoie și ce i-ar face să revină acasă. Banii confiscați de la Luca Filat, fiul fostului premier Vlad Filat, vor fi folosiți pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități severe. Despre asta a anunțat președintele Maia Sandu. Instanțele londoneze au dispus restituirea Republicii Moldova a sumei de 458.000 de lire sterline, adică echivalentul a 11,5 milioane de lei. Asta e wow! Iată ce înseamnă un stat de drept când banii furați sunt confiscați și returnați statului ca să fie cheltuiți pentru cele mai nevoiașe persoane din țară. Vă reamintesc că în 2019 fiul lui Vlad Filat era student în Londra unde închiria un penthouse cu 1000 de lire sterline pe zi. Ca să înțelegeți, la cursul de astăzi, 1000 de lire înseamnă aproape 25.000 de lei. Omul cheltuia pe zi, doar pe apartament, pensia pentru 2 ani a unui bătrân sau a unui om cu dizabilități din Moldova. Adică el trăia în lux, în timp ce la noi bătrânii și persoanele cu dizabilități cu greu supraviețuiesc de pe o zi pe alta. Și întrebarea e de unde avea el atât de mulți bani? Eu încerc să-mi imaginez câți bani ar mai putea fi confiscați de la fiii, fiicele, frații, surorile, părinții și alte rude ale politicienilor noștri, foști și actuali. Avem cel mai sărac stat din Europa, nu fiindcă nu avem resurse, ci fiindcă avem cei mai nesătui politicieni și mai corupți. Și dacă tot suntem la tema banilor, vreau să fac o comparație. Fiul lui Filat cheltuia 25.000 de lei zilnic pe chirie, iar președintele Maia Sandu a primit recent premiul pentru democrație și drepturile omului, pentru care a fost nominalizat în acest an de către Partidul Conservator al Norvegiei. Premiul este însoțit și de suma de 5.000 de euro pe care șefa statului a decis să o doneze organizației SOS Autism, care sprijină familiile copiilor cu autism din țara noastră. Și este un gest destul de frumos. Nu știu dacă este un gest electoral, mai ales că președintele nici nu mai este membru al partidului pe care l-a fondat. Dar în viziunea mea așa trebuie să acționeze politicienii, nu să fure și să dea cetățenilor doar niște fărâmituri. Mulți cetățeni cred că pot influența ceva în țară și în localitatea lor doar prin votul acordat odată la 4 ani.
Greșit. Fiecare cetățean poate influența deciziile autorităților dacă se implică. Iar proiectul Dezvoltarea Locală prin abilitarea și implicarea cetățenilor, Nouă ne pasă, desfășurat în Vorniceni și Micleușeni din raionul Strășeni, este un exemplu frumos în acest sens. Proiectul e finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, GIZ, prin intermediul programului de granturi locale Abilitarea Cetățenilor din Republica Moldova 2019-2021. În cadrul proiectului Nouă ne pasă, locuitorii din Vorniceni și Micleușeni, la inițiativa organizației ProEntrans, au organizat acțiuni de salubrizare, amenajare și înverzire a spațiilor publice. Proiectul implementat în cele două localități ajută autoritățile locale să creeze o relație deschisă cu cetățenii și să facă primăria mai transparentă. La fel, are ca scop ca minoritățile etnice și tinerii să fie mai implicați în luarea deciziilor la nivel local. Eu cred că fiecare dintre noi poate contribui la schimbarea spre bine a situației din localitatea sa. Nu arunca gunoiul pe jos, iar dacă vezi totuși o hârtie pe stradă, ia-o și du-o la coș. Cere-i primarului să rezolve problemele cu iluminatul, să caute proiecte pentru a face apeduct și gazoduct în sat, solicită-i să facă drumurile, cere-i socoteală privind achizițiile publice și pe ce se cheltuie banii primăriei. Dacă vom fi indiferenți și vom aștepta ca altcineva să se implice, nu se vor mișca lucrurile din loc. Este o vorbă, sub piatra nemișcată nici apa nu curge. Așa că haideți să ne mișcăm și să ne implicăm, căci Nouă ne pasă. Acum mii de moldoveni care lucrează în Israel sunt în alertă din cauza conflictului israelo-palestinian. Forțele aeriene israeliene au informat că avioanele de luptă au lovit ținte teroriste în fâșia Gaza, după ce mai multe rachete au fost lansate asupra localităților israeliene. Începând din 10 mai au fost uciși 197 de palestinieni, dintre care cel puțin 58 de copii, fiind rănite peste 1200 de persoane, iar asta e foarte grav. Din partea israeliană au fost ucise 10 persoane, dintre care un copil, fiind rănite 282 de persoane. În Gaza, clădirea cu 13 etaje ce adăpostea echipele canalului de știri Al Jazeera și a agenției de presă Associated Press a fost distrusă de mai multe rachete. Armata israeliană ceruse anterior evacuarea clădirii. Este îngrozitor totuși că suferă atât de mulți oameni simpli, inclusiv femei și copii. Un caz cutremurător a avut loc zilele trecute când o clădire cu 3 etaje din fâșia Gaza a fost atacată, iar în interior erau 2 familii, mai exact 2 femei și 9 copii. A rămas în viață doar un bebeluș de 5 luni găsit printre dărâmături la pieptul mamei sale, care se pare că a încercat până în ultima clipă să-și protejeze micuțul. Potrivit moldovenilor care se află la fața locului, oamenii se adăpostesc în buncăre atunci când au loc bombardamentele. Școlile și grădinițele sunt închise, iar pe străzi sunt foarte puțini oameni. Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Gabriela Moraru, a comunicat că niciun cetățean moldovean nu a avut de suferit până acum. În Israel sunt oficial aproximativ 16.000 de basarabeni, iar în fâșia Gaza în jur de 100. Știu că sunt urmărit de mulți moldoveni din diaspora, inclusiv din Israel. Dacă aveți posibilitatea, scrieți în comentarii cum vă descurcați și care este situația, ca să avem un tablou mai clar asupra celor întâmplate. Încă un caz guduitor în care mai mulți copii și-au pierdut viața s-a întâmplat în Rusia. Săptămâna trecută, într-o școală din Kazan, un tânăr de 19 ani, fost elev al instituției de învățământ, a ucis 7 copii din clasa 8-a și 2 profesoare cu o armă procurată legal și foarte ușor. Tânărul era la evidența psihiatrică și mai mulți jurnaliști ruși se întreabă cum a putut procura o armă fiind instabil psihologic. De asemenea, jurnaliștii se mirau că băiatul a mers cel puțin 5 minute prin mijlocul orașului cu arma la vedere și nimeni nu a făcut nicio tentativă să sune la poliție pentru ca să-l rețină. Oare cum ar fi reacționat oamenii în Republica Moldova? Specialiștii au menționat că cel mai probabil băiatul a fost victima bullying-ului când era elev, ceea ce i-a afectat sănătatea mentală. În Rusia, acesta nu este primul caz de school shooting, dar oricum nu s-au luat măsuri suficiente pentru a nu mai admite astfel de situații. Mă întreb, care este situația la noi? Când eram elev, nu aveam pază la intrare. În școală putea intra oricine. Știu că la unele licee din capitală, părinții au acces doar până la intrare. Dar dacă vine cineva cu o armă, oare paznicul de la ușă îl poate opri? De asemenea, când eram elev, nu era psiholog nici la școala din sat și nici la liceu. Acum presupun că situația nu diferă cu mult.
Într-o bună parte din școlile din mediul rural nu sunt suficienți profesori, nu mai vorbesc de psiholog. De multe ori, în funcția de psiholog, este o persoană mai mult pentru bifă, care nu are studii în domeniu și respectiv nu face mare lucru. Mă întreb, cum sunt consiliați copiii victime ale bullying-ului? Sunt oare pedepsiți cei care își bat joc de alți elevi? Nu mă miră faptul că periodic apar video cu bătăi între fete, unde restul colegilor, în loc să intervină, filmează totul cu telefoanele mobile și postează după aia pe internet. Autoritățile noastre ar trebui să învețe din tragediile care au loc în alte state și să acționeze. Nu vreau să ne trezim și noi cu astfel de cazuri și doar atunci să începem a face ceva. Dacă în Europa lumea sărbătorește ridicarea restricțiilor, în Asia valul pandemic face ravagii. India continuă să se confrunte cu criza de oxigen, iar în Nepal pacienții nu mai au loc în spitale. Și în Taiwan, care până acum a reușit să evite răspândirea coronavirusului, sunt în creștere cazurile de infectare. Iar lumea a intrat în panică și a golit rafturile magazinelor în așteptarea unor măsuri de carantină. Taiwanul a anunțat că de săptămâna aceasta interzice intrarea pe teritoriul său a cetățenilor străini fără permis de rezidență, precum și tranzitul internațional de pasageri pe aeroport, după ce a raportat un nou record zilnic de 333 de cazuri de coronavirus cu transmitere locală. La noi situația pare să se îmbunătățească. Autoritățile din Chișinău examinează posibilitatea trecerii de la cod roșu la cel portocaliu, privind pericolul de transmitere a infecției COVID. Potrivit ultimelor date, circa 250.000 de doze de vaccin au fost deja administrate. Vaccinați complet sunt un pic peste 30.000 de persoane. Dar aici nu se ia în calcul și moldovenii cu cetățenii română care au mers și s-au vaccinat peste prut. Deci numărul este mult mai mare. Toți doritorii de a-și administra vaccinul anti-COVID pot contacta medicul de familie pentru a se programa în ziua și ora care le convine. Centrele de vaccinare din Chișinău și Bălți lucrează inclusiv în zilele de weekend. În România, președintele Klaus Iohannis a anunțat prima etapă de relaxare a restricțiilor. Astfel, peste prut nu mai este obligatorie purtarea măștii în spații deschise și nu există restricții de circulație pe timp de noapte. De asemenea, au fost permise activitățile sportive în aer liber cu participarea a 25% dintre spectatori. Klaus Iohannis a precizat că vaccinarea a luat amploare și zilnic sunt vaccinați circa 100.000 de români. Astfel, se preconizează că până în august să aibă vaccinul anticovid administrat circa 7 milioane de cetățeni. Ar fi bine ca și oamenii din Republica Moldova să preia exemplul românilor, inclusiv autoritățile. M-au trecut fiori privind acest video. Avem încă două sportive care s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Canoistele Daniela Cociu și Maria Olărașu au câștigat calificările pe distanța de 500 de metri. Astfel, Moldova va avea pentru prima dată reprezentante feminine la caiac canoe la Jocurile Olimpice. Succes fetelor și să vină medaliile! Tare mult sper că după atâtea rezultate impresionante ale sportivilor noștri, autoritățile vor începe să acorde atenție acestui domeniu pentru a îmbunătăți condițiile de antrenament și a oferi susținere celor care ne reprezintă țara la un nivel atât de înalt. E grav ce se întâmplă în continuare în fotbalul moldovenesc. În ultimii ani, acest sport se discreditează total în țara noastră, în special din cauza meciurilor trucate. Recent, Maxim Potârniche, fotbalistul echipei FC Petrocub, a scris pe Facebook că, atenție, eșalonul superior, dita mai divizia națională, este plină de oportuniști, profitori și paraziți ai fotbalului. Așa cluburi ca FC Speranța, FC Florești, FC Dinamo Auto, FC Codru își fac mendrele, iar noi cu toții ne facem că plouă. Breasla fotbalistului înainte de fiecare etapă cunoaște deznodământul la cel puțin 3 meciuri din 5 care se joacă. Iar asta e foarte grav, oameni buni. Acest lucru înseamnă că la noi fotbaliștii nu joacă fotbal, ci joacă la casele de pariuri, ceea ce este o mare rușine pentru sportul rege. Faptul că un fotbalist a făcut asemenea declarații și a venit cu acuzații grave, înseamnă că i-a ajuns cuțitul la os. Bravo pentru curaj, Maxim, și rușine celor de la Federația de Fotbal pentru că admit asemenea jocuri murdare. Iată de ce Republica Moldova a ajuns pe locul 177 în ierarhia mondială de fotbal din totalul de 210 țări.
La noi de mult nu se mai joacă fotbal după principiul să câștige cel mai bun. La noi se fac scheme. De asta nici spectatorii nu sunt interesați de fotbalul nostru și nici rezultate nu avem. Problema e că în meciuri trucate nu sunt implicate doar echipele menționate mai sus, dar și altele. Toți din breasla fotbalului știu despre asta, dar tac și înghit în sec. Am jucat și eu fotbal mulți ani și tare mult îmi pare rău în ce hal a ajuns astăzi fotbalul nostru. Sper ca CNA, Procuratura și Europol să se apuce cât mai curând de capul celor care sacrifică fotbalul de dragul banilor și a intereselor personale. În această perioadă ne pregătim de alegerile parlamentare anticipate, analizăm listele și ofertele partidelor și tragem concluziile de rigoare. Nu vă lăsați păcăliți de promisiunile populiste, nu vă lăsați învrăjbiți de politicieni care speră doar prin ură să atragă niște voturi. Aveți grijă de voi și de cei apropiați. Vaccinați-vă când aveți posibilitatea și informați-vă din surse sigure. Eu sunt Dorin Galben, iar pentru mai multe informații de actualitate, vă aștept și pe pagina mea de Instagram. Nu uitați că un om bine informat este un om greu de manipulat.